A fost sărbătoare și în nordul Mehedințiului, acolo unde a înflorit liliacul în cea mai mare rezervație naturală de liliac din România. În perioada 7-8 mai, în Ponoarele, pe platoul din pădurea de liliac, a avut loc cea mai longevivă și tradițională sărbătoare muntenească a Mehedințiului. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, vicepreședintele Ionică Negru, prefectul Alin Isuf, senatorul Liviu Mazilu și deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă. Veniți, privighetoarea cântă și liliacul a înflorit, veniți să ne strângem în pădurea de liliac, cu suflet curat, cu voie bună, să ne distrăm până de seară. Frumoasa localitate Ponoarele din nordul județului Mehedinți a avut loc mult așteptata sărbătoare a liliacului, prima dată după anii de pandemie în care nu s-a putut organiza. Mii de oameni au profitat de vremea frumoasă și au lăsat drumul muntelui pentru a ajunge pe platoul, unde s-au desfășurat programele artistice. Și anul acesta au fost așteptați să sosească aici sute de vizitatori, dar și producători și meșteșugari locali. Organizatorii au pregătit și locuri speciale de camping pentru cei care au venit cu cortul și au înoptat în pădurea de liliac, dar și concerte de muzică populară. Bună ziua, dragi ponoreni! Bună ziua, dragi musafiri! Salut prezența domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu. Salut prezența alături de noi a domnului prefect Alin Isuf, a domnilor consilieri PSD parlamentari, senatori, secretari de stat. Mă bucur să ne revedem sănătoși și astăzi la această manifestare să ne simțim cu toții bine, iar atunci când plecați din Ponoare să plecați cu bateriile încărcate, în așa fel încât să vă facă să reveniți de fiecare dată iar și iar. Vă doresc să fiți sănătoși și distracție plăcută. Din respect pentru locuitorii acestor zone, pentru care sărbătoarea liliacului este cea mai importantă sărbătoare câmpenească a primăverii, dar și pentru domnul primar Georgică Pătrașcu, la eveniment a participat președintele Consiliului Județean Mehedinți, împreună cu prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, parlamentarii de Mehedinți, Liviu Mazilu și Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea, inspectorul șef al ISCTR, Tudor Nișulescu, vicepreședintele Ionică Negru, mai mulți consilieri județeni, ansamblul profesionist al Centrului Cultural Nichita Stănescu, unitate aflată în subordinea Consiliului Județean Mehedinți, a asigurat suportul programelor artistice susținute de artiștii care au încântat publicul. La nivelul României, această sărbătoare este foarte cunoscută și apreciată, dovadă fiind numărul mare de turiști care vin aici an de an, la începutul lunii mai, atunci când liliacul este înflorit. Această sărbătoare a naturii, cât și evenimentele cultural-artistice care au loc aici, i-au oferit un renume național comunei Ponoarele.